Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Dar întrebarea pe care, care se învârte așa în studio aici este corectă. În fond, dacă s-a vaccinat lumea, adică cei vaccinați, de ce nu pot să vină toți la muncă și trebuie să stea să lucreze în continuare de acasă? Serios. Poate nu e toată lumea vaccinată, dar stai un pic. Acum depinde. Sunt poate societăți și societăți. Poate vor să stea acasă. Da, nu, poate domnule, s-au obișnuit. Da, aia de s-au vaccinat. Aia de s-au vaccinat. De ce nu merg la serviciu? Să treacă la muncă. Că prea e liber traficul. Până la urmă, uite și reacția copiilor, care e cea mai sinceră. De ce trebuie să mă mai duc la școală o lună de zile acum, până în vacanță, dacă tot am făcut online? În general, n-am prea auzit. Ai, copiii sunt încântați să meargă la școală. Stai acasă, trebuie să lucrezi online, ședințe, Zoom, alea, este nașpa. Deși și pentru alea există soluții. Am dat noi sunete. Am dat și noi, da, da. Cum să faci să scapi de ședință Zoom? Da, da, da. Dar în România s-a aplicat o variantă mai low-tech, așa. Ca să nu mai intri pe site, să dai play la sunete, nu știi ce se întâmplă. Un sfert dintre angajații români s-au prefăcut că dispozitivele lor instalează actualizări, ca să nu participe la ședințele online. Pentru că e grea munca de acasă când te deranjează mereu șeful și te întreabă ce faci. Dacă tot ai dus acasă, băiatul, și te lase în pace. Lucrezi când lucrezi, nu mai stai să te întrebe. Mai țineți minte că v-am dat și eu mesajul ăsta într-o seară pe sumar? Că se instalează, că se instalează, ce reinstalează vrăjeală. Windows-ul și eu că m-am prins. Intru mai târziu. Asta era la șpriț în bucătărie. Da. Era cu prietenii pe alt Zoom. Făceam un party și noi făceam sumarul ca proștii. Știi, da, cum ar veni? Eram cu gașca pe telefon. Exact. Peste o treime au afirmat că au întârziat o astfel de ședință virtuală din cauza actualizării de software, arată un studiu comandat de Kaspersky. Oamenii au resimțit oboseală din cauza apelurilor video. Adevărul că, băi, este îngrozitor, stai pe canapea și trebuie să faci apel video. Chestia asta te obosește înfiorător. Și s-au simțit încă și mai obosiți la sfârșitul unei zile de lucru. Unii angajați au găsit o scuză pentru a omite unele dintre apelurile lor. S-au prefăcut că dispozitivele nu erau disponibile din cauza actualizărilor. Iar dacă ai și un Windows de ăla, nu știi niciodată. Începe actualizarea, dar poate să dureze oricât. Dar să știi că nu-i minciuna asta. Sigur, e pe bune. Da. Se întâmplă. Da. Mai mult decât atât, unii angajați consideră că timpul de pornire-oprire al computerului este oportunitate de a mai amâna puțin lucrurile pe care le-au de făcut. Asta s-a mai schimbat. Băi, s-a schimbat. Nu prea mai butează așa greu. Da, nu mai. În general se deschide destul de repede. Ce, băi, ce timp de butare era pe vremuri la calculator. Aveam unul jumătate de oră. Era o râșniță. O râșniță, da. Începea să cârie hardul. Exact. Aveam unul și știi, cârea și știi cum o rezolvam? Stai să nu dau cu piciorul. Avea pedale sau ce? Da. Lucra și el făcea. Aveam un ventilator de ăsta. Și ca să oprească făcea. Dădeam un șut în lateral. Și stătea așa, stătea așa. După care, cred că se strâmba din orul mentul și începe. Dar nu, asta e una și cârâitul hardului e alta. Căritul hardului panacorbului. Când crea, nu știi, când tot... Că aia ducea la întârzieri, nu ventilator. Ventilatorul doar ventilator. Te deranja... Da. Auditiv. Auditiv. Da, la crea și mergea greu treaba. Exact. Era vremea să-l schimbi. Dar eu mă gândeam cum să imit căritul hardului, dar nu pot. Imită-l tu. Ceva de gen. Asta e hard. Asta e hard de sturz. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.